Vladimir Putin și-a petrecut weekendul în Siberia. Așa cum ne-a obișnuit, Kremlinul a dat publicității imagini cu președintele Federației, care se bucură din plin de natură. Liderul de la Moscova a fost însoțit în drumeție de ministrul apărării și de șeful Serviciului Federal de Securitate. Putin, în vârstă de 65 de ani, a mers cu o șalupă pe râul Ienisei, a urcat pe munte, s-a plimbat printr-o pădure și a admirat flora din regiunea Tuva, aflată la granița cu Mongolia.